ce e vorba astăzi? Nu? Hai că vă spun. Deci astăzi este ziua deținuților politici anticomuniști în perioada 1944-1989. De 6 martie 1945, în România a fost instaurat guvernul Petru Groza. Țara s-a aflat sub ocupația armatei sovietice și a fost instaurat regimul comunist. Primii care au fost arestați au fost fiii familiilor boierești din România, a nobilimii din perioada interbelică și ulterior elita României interbelice. Au fost înființate închisori în care deținuții nu aveau niciun drept, erau anchetați, bătuți, schingiuiți și primeau zeci de ani de pușcărie. Și la trecut pe acest monument se observa foarte multe nume, sunt doar puțini din cei care au fost arestați, schingiuiți, bătuți, au făcut pușcărie. Cei patru, cei mai importanți mai din seamă, sunt Ion Petrovici, care a fost ministru în perioada interbelică și a fost arestat, Alexandru Mironescu a fost arestat, a făcut parte din grupul Rugo Aprins, și Gerau Henrici Popsu, care a fost ministru apărării și a fost arestat și a murit în închisoare, și ministrul de externe Mihail Manoilescu, care și el a murit la Sighi. Despre asta este vorba astăzi, Sărbătoarea Creștină a Sfinților 40 de mucenici. Este vorba despre mucenicii, cei care martiri fiind și au pierdut viața în închisorile comuniste, și au fost de fapt cei care în 1918 au realizat Marea Unire, după aceea au ținut România Mare, au luptat în primul război mondial, au luptat al doilea război mondial și au fost uciși în închisorile comuniste.